Nanai! Trebuie să petreci mai mult timp aici cu familia. Au! Unde te duci? Să te întorci până la cină. Ai grijă acolo. Fără băieți. Nicio problemă, pa! Vreau doar să evadez. Tata a vrut mereu ca eu să văd lumea. Cândva. Ha? Yeti pe acoperișul meu. Bună, băiete. Sau fată? A? Da, sigur ești băiat. Nu știu de unde ai venit. Cod roșu! Ai evadat? Îmi vreau yetiul înapoi. Acolo-i casa ta? Nici când. De la studioul care ți-a adus cum să-ți dresezi dragonul. O să mă asigur că te întorci acasă, înapoi la familia ta. Everest e doar un copil. Nu te mai lovi, da? Acesta ești tu și părinții tăi. Oh, ai ochii mamei tale. Anul acesta. Sunt oameni care te caută. Mai repede! Wow! Poți face magie? Wow! E uimitor! Este imposibil! Aș vrea să vadă și tata asta. Da, mamă, Beijing e grozav. Ah, Peng este... Peng e bine. Drumul spre casă... Se apropie de noi! Devine o aventură. A fost vioara tatălui tău? Tata-mi cânta în fiecare seară. Era ca și cum îmi spunea că oricât de grea ar fi călătoria, să nu renunți niciodată. E minunat! Tu ai făcut asta, I? Eu am făcut asta? Când ei își pune ceva în cap, nimic nu este imposibil. Everest! Yeti, omul zăpezilor. Afine? Puțin! Da! Am afine în locuri unde nu ar trebui să fie afine. Din 11 octombrie.